Călin Georgescu a intrat în atenția tuturor. După ce a intrat în turul al doilea la prezidențiale, chiar pe primul loc soția lui, Cristela i-a fost alături în perioada de campanie și a oferit numeroase sfaturi importante, fiind terapeut holistic. Călin și Cristela Georgescu formează un cuplu de mai mulți ani și s-au sprijinit reciproc în toată această perioadă. În timp ce politicianul a avut o carieră în cadrul ONU și director executiv la Institutului Global pentru Indicele de Sustenabilitate al Națiunilor Unite, soția lui este terapeut holistic și își dedică tot timpul studiind și dezvoltând diverse metode de vindecare. Cristela Georgescu a povestit despre rana de respingere și cum se poate activa. Dacă ceilalți au o atitudine dificilă, respingătoare, nu este din vina lor, ci este de datoria ta să schimbi anumite lucrurile personale. Ea l-ar fi putut ajuta pe soțul ei în campanie cu astfel de sfaturi pentru o reușită remarcabilă. Dacă ceilalți mă dau ușor la o parte. Nici nu contează dacă te dau ușor sau greu. Te respingi. Întrebarea de la care trebuie să pornesc este și ce din mine îi face să mă trateze așa și ne ocupă. Începem să citim, vedem cu cine rezonăm. Îmi amintesc că sunt o stație de emisie-recepție, că subconștientul meu este un teren, opajiste, pe care se află plantate multe antenuțe care emit. Aceste antenuțe sunt lucruri pe care le-am văzut. Le-am auzit, mi-au fost spuse și au rămas în subconștient. Subconștientul nostru salvează 100% tot. Dar tot ce am primit prin simțurile noastre, văz, auz, miros, tactil, pipăit, totul se salvează în subconștient și de acolo emite. Deci înseamnă că în subconștientul tău este un programel care emite pe o frecvență și care spune merit să fiu rănită, merit să fiu exclusă, rana de respingere. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.